Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre ce preț are o Mazda 3 la o reprezentanță din România în comparație cu una din Japonia. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Mazda 3 este unul dintre cele mai frumoase modele din segment, iar fiabilitatea și prețul își spun cuvântul atunci când românii aleg să cumpere un astfel de automobil. Știm cu toții că există diferențe de preț atunci când vorbim despre piața din România și cea din Japonia, așa că am decis să vedem ce preț are acest model în țara natală. Iată ce am aflat. Dar mai întâi, haideți să vedem un pic de istorie, când a debutat pe piață modelul Mazda 3. Mazda 3, cunoscută ca și Mazda Axela pe piața din Japonia, a debutat în anul 2003. Nu mulți știu că prima generație Mazda 3 folosea platforma C1 de la Ford, care se regăsea și pe modelele Ford Focus și Volvo S40. Primul facelift al modelului a sosit în anul 2007 și includea mici update-uri pentru designul interior și exterior, dar și modificări de ordin mecanic. A doua generație Mazda 3 a debutat în anul 2009, iar la bază stătea platforma C1, dezvoltată în parteneriat cu suedezii de la Volvo. Modelul era mai mare ca predecesorul său. Cea de-a treia generație Mazda 3 a sosit în anul 2013, iar producția s-a încheiat în anul 2018. Acesta este cel de-al treilea model al producătorului care utiliza linia de design Kodo Soul of Motion, găsită și pe modelele CX-5 și Mazda 6. Cea de-a patra generație Mazda 3 a debutat în anul 2018 la Salonul Auto de la Los Angeles. Bineînțeles, modelul continuă să folosească designul Kodo Soul of Motion și era inspirat de conceptul Kai. Mai mult, numele de Axela a fost abandonat în piața din Japonia pentru că Mazda a ales o nomenclatură la nivel global. Și acum, haideți să vedem ce preț are o Mazda 3 în Japonia în comparație cu România. Pentru cei ce nu știu, Mazda 3 hatchback are un preț de pornire de 20.390 de euro în România. Versiunea sedan are același preț de pornire ca și versiunea hatchback. Pe piața din Japonia, Mazda 3 hatchback are un preț de pornire de 18.843 de euro, cu toate taxele incluse. Ca și la noi în țară, versiunea sedan are același preț de pornire. După cum vedeți, există o mică diferență de preț și nu este o surpriză pentru nimeni. Mazda produce automobilele în Japonia la 3 fabrici, 2 situate în Hiroshima, în timp ce a treia este situată în Hofu. Taxele vamale și costurile de transport cresc prețul modelelor, așa că diferența de preț se explică foarte simplu. E bine, acum că ați aflat și cât costă o Mazda 3 în Japonia, nu uita să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând!